Iubiți și surori, iubită biserică, iubiți prieteni, deschidem cuvântul Domnului la Iona, capitolul 1, pagina din Biblie, 893. Citesc câteva versete de la versetul 1, începând. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la nivecetatea cea mare și strigă împotriva ei că răutatea ei s-a suit până la mine. Și ona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare fortună, corabia, amenința să se sfărâme. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici va fi și mai departe, vreau din toată inima să spun ca numele Domnului să fie lăudat. Vreau să mulțumesc bisericii dumneavoastră și în special conducerii bisericii pentru primirea frumoasă, pentru invitația făcută și pentru deschiderea pe care ați avut-o pentru cazurile pe care le-am prezentat azi dimineață. Dumnezeu să scrie sus efortul fiecăruia. Amin. Iubiții mei, am observat că nimănui din viața aceasta nu-i plac furtunile. Nu ne plac perioadele grele, nu ne plac necazurile. Mi-aduc aminte, eram copil, aveam undeva la șapte ani și bunicul meu mă ducea cu el la fân, bineînțeles, nu ca să stau pe telefon, ci să ca să pun mâna pe furcă. Nu erau telefoane atunci, acum avem noi astăzi. De fapt, spunea cineva că atunci când telefonul era... Cu fir, noi eram liberi, azi fără fir și suntem noi legați. Doamne, dezleagă în seara asta dacă cineva chiar e legat. Și sunt persoane care, când într-adevăr, sunt legate pe linia aceasta. În, însă, în momentul când ajungeam la fân, fiind copil de șapte ani, nu puteam să țin ritmul cu bunicul meu. Și bineînțeles că din când în când mă uitam pe cerca șeilie și, și căutam o palmă de nor. Știam că dacă vine ploaia, scăpăm de muncă, scăpăm de fân. Din când în când Dumnezeu ne mai făcea harul acesta, eu mergeam bucuros, nu aveam voie să zâmbesc, pentru că bunicul meu, dacă mă vedea că zâmbesc de bucurie, că scap de lucru, nu ar fi fost și el bucuros. Dar în inima mea era un bucuros. Știam că dacă vine ploaia, scap de stres, de transpirație și de lucrurile acestea. Bunicul însă era necăjit, după cum bine știți, un fân udat trebuie uscat apoi și perioadele se întind tot mai mult. Iubiții mei, nu ne plac furtunile. Dacă suntem oameni maturi, știm ce înseamnă o furtună. Și în seara aceasta vreau să înlocuiți cuvântul furtună cu boală, cu necaz, cu faliment, cu accident, cu probleme din acestea. Și dați-mi voie să răspund în seara aceasta la o întrebare care sună astfel. De ce vin furtunile peste viața noastră? Și nu o să mă refer la uraganul Helen, care a fost în America, nu o să mă refer la ploile de afară. Voi vorbi spiritual pentru că Biblia de multe ori folosește cuvântul furtună ca să ne transmită un mesaj spiritual. În primul rând, vreau să privim la Iona, și primul motiv pentru care vin furtuni peste viața noastră este că este pentru că avem direcția greșită. Avem direcția greșită. Îi spune Dumnezeu lui Iona, și imaginați-vă că peretele din spatele meu ar fi harta. Lumii, undeva spre dreapta, spre Iran, spre Irak, era odată cetatea Ninive, făcea parte din Asiria și erau oameni care nu-l cunoșteau pe Dumnezeu, de fapt erau dușmane poporului Israel. Și Dumnezeu îi spune, Iona, du-te și predică Evanghelia celor care v-au ucis, v-au lovit de multe ori, v-au făcut război și v-au făcut pagube. Și Iona a zis, Doamne, o să mă duc oriunde, dar nu la ăștia. Dacă să fiu un cer cu ăștia. Mai bine mă duc pe corabie și fug de ei. Iubiții mei, Iona se întoarce și merge la Tars. Tars este undeva spre Spania, era cel mai lung, cel mai depărtat loc cunoscut în vremea aceea. Exact aproape în direcție opusă, aproape exact la 180 de grade. În momentul când Iona fuge, Biblia spune ceva aici interesant, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Istoricii spun că odată la șase luni pleca o corabie din Iafo la Tars. Fiind un drum îndepărtat, fiind o cursă foarte lungă, nu erau corabii tot timpul. Și ce este foarte interesant este că Iona, exact când a vrut să facă pasul acesta, a găsit acolo corabia disponibilă. Iubiții mei, am observat tineri care nu ascultă de părinți și le merge bine la facultate. Am observat oameni care își bat joc de păstori și de biserică și le merge bine financiar. Cunosc soț care își înșală soția și nimeni nu știe asta și tot îi merge bine. Și oamenii aceștia când stai de vorbă cu ei și îi confrunți cu starea în care sunt, cu ușa pe care o trântesc, cu abuzurile pe care le fac, cu păcatele în care trăiesc, cu fuga de Dumnezeu pe care o trăiesc în viața lor, se uită la tine și râd. Și spune omule, bun, vezi că toate mărg bine. Vreau să subliniez ceva în această seară. Dacă Dumnezeu îl lasă pe Iona să urce în corabie și el nu îl trăznește, cum s-o ruga fratele aici, nu înseamnă că e de acord Dumnezeu cu urcatul acela în corabie. Iubiții mei, noi avem impresia că Dumnezeu, de la prima minciună, trebuie să ne dea o palmă de la primul, primul lucru pe care îl facem greșit, trebuie să ne trăznească. Dumnezeu, să știți că unii ori și zeci de ani face bine omului care trăiește în păcat și îl îngăduie ca să-i vorbească frumos. Și te rog să mă afișez Roman 2 cu 4, unde Apostolul Pavel spune ceva ființei, Roman 2 cu 4, mulțumesc, și în îndelungei lui răbdare. Vedeți, oamenii spun așa, blastă în jur, fur, tracție pe la alții și totuși nu mă trăznit Dumnezeu. Vreau să spun astăzi cu tot respectul, faptul că Dumnezeu nu te-a trăznit înseamnă că e de acord cu prostile pe care le faci. E doar bun și pentru aia nu te-a trăznit. Lasă-te rog afișat, mai lasă un pic afișat. Pentru că Pavel spune aici ceva extraordinar. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Iubiții mei, există oameni la care Dumnezeu arată bunătatea zeci de ani. Și prin acea bunătate Dumnezeu vrea să-i întoarcă, să se pocăiască. Și totuși oamenii aceștia nu vor să facă asta. Ei bine, dacă cineva mijlocește, postește, se roagă pentru astfel de oameni, Dumnezeu, după ce au îngăduit bunătate, să știți că schimbă placa. Părinții mi aveau o vorbă. Vezi că dacă schimb placa, în italian nu prea o să înțeleagă poate adolescenții, că voi nu folosiți expresia asta. Dar Dumnezeu se, se schimbă în comportament și spune așa, de la bunătate va trebui să te bagă într-o furtună. Pentru că dacă n-ai avut cu frigiderul plin, trebuie să încerci cu frigiderul gol a fost un caz în care Dumnezeu a vindecat o persoană în România de două boli. Ea avea trei. O zis, diabetul ți las ca să mă mai cauți. Că sunt unii oameni care îl caută pe Dumnezeu numai când sunt necaz, în probleme. Iubiții mei, urcă Iona în corabie, merge spre Tars. Și Biblia spune în Iona, capitolul 1, cu versetul 4, Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprastnic și a stârnit o mare furtună. Vreau să subliniez azi un aspect foarte important. Noi de multe ori când ne întâlnim cu furtune, ne rugăm ca Dumnezeu de multe ori, ne rugăm ca Dumnezeu să înlăture furtuna, însă să știți că nu-i rugăciunea bună asta, ar trebui să ne rugăm, Doamne ajută-mă să-mi schimb direcția. Că dacă Dumnezeu oprește furtuna aia și tu mergi spre Tars, mergi spre Iad și ajungi sănătos în Iad și ajungi cel mai bogat om de încimitire în Iad, și ajungi fără Dumnezeu acolo. Nu mai bine era să fi fost furtuna și să te fi schimbat? De aceea seara aceasta mă adresez într-un mod special celor nemântuiți. Că sunt penticostali, ortodoxi, catolici, nu mă interesează. Sunt 32.000 de religii, de confesiuni creștine și 4.000 de religii. Numai creștinismul are 32.000 de ramuri. Și totuși Biblia spune că Dumnezeu ne împarte numai în două, nu în 32.000. Nu știu ce religie e astăzi. Eu vreau să te rog astăzi să te uiți la direcția pe care o ai. Pentru că Biblia spune că Iona a fugit de față de Dumnezeu. În fiecare zi, scopul meu ca și creștin ar trebui să fie să mă apropii de Dumnezeu. Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu și El ce o să facă? Și El se va apropia de voi. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, în urmă cu câțiva ani am fost sunat de cineva din Arad și a zis, frate Cristi, am avut un coleg la servici la care i-am predicat ani de zile, un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. I-am predicat ani de zile și omul ăsta m-a spus, am familie, am bani, am mașină, am casă, ce să-mi facă mie Dumnezeu? Toate -mi merg bine! Frate Cristi, omul acesta este în spital, și trăiește ultimele zile cu o boală gruntă, o zisam am o rugăminte, a fost colegul meu, nu m-a ascultat când îi mergea bine. Poate te asculte pe tine acum când îi merge totul rău. O zis, nu vrei să mergi până acolo. Am luat pe fratele Cornelă Ducanu, am intrat în spital, am ajuns la etajul întâi și acum țin minte, am luat halatele albe pe noi. În momentul când ne îmbrăcam, am auzit pe cineva care urla efectiv dintr-un salon. Primul meu gând a fost ăsta. Sper că nu ăsta e omul la care trebuie să merg să predic. N-ar rău să mă duc la un om care urlă. Și am gândit eu la un om care strigă. Dacă nu pot să mă asculte, să pot să vorbesc eu și urlă el mai tare ca mine, n-am făcut nimic. Am numărat saloanele, am numărat patul și am înțeles de fapt că el e omul acela. Așteptam să termine din urlat, din strigat și când făcea o pauză, interveniam. Crezi că Dumnezeu te iubește? Da crezi că ești păcătos, da, ai nevoie de iertare, da, ai nevoie de mântuire, da. Îl, vrei să-L pe Dumnezeu și dacă nu te vindecă de boala asta, da. Eu vă spun sincer, eu n-am dat doi lei pe daurile astea. Eu. Că am crezut că omul a zis lucrurile astea numai ca să scape de durerile astea. Am făcut o rugăciune de două, trei minute și am plecat acasă. Asta a fost ziua de joi. Duminică dimineața la biserică mă aștepta o doamnă pe care n-am mai văzut-o până atunci. Am făcut cunoștință și ea a zis eu sunt fica bărbatului cu care v-ați întâlnit în spital. Am vrut să vă mulțumesc că i-ați făcut o vizită și eu am zis, doamnă, da, s-o meritat, o zis, eu sunt pocăită, am venit de la mare distanță să-mi văd tatăl în ultimele momente. O zis după ce ați plecat voi de acolo, chiar dacă durerile nu s-au încetat, ceva s-a schimbat în sufletul lui. Ceva s-a schimbat în viața lui. O zis când am ajuns eu, am început să vorbesc cu el, am văzut că avea un firicel de credință, avea un firicel de speranță. O zi sâmbătă, o închis ochii și o plecat la Domnul, adică în ziua de ieri. O zis înainte să plece, l-am ținut de mână și am cântat împreună cântarea. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Iubicii mei, ăsta este un caz, exemplu clasic de oameni care nu și-ar fi schimbat direcția dacă nu intrau prin furtună. Dar nu vreau să folosiți exemplul ăsta și să plecați de acasă și să spuneți o să mă pocăiesc exact ca și omul ăsta. Nu vreau să spui o să mă pocăiesc când o să mai am trei zile de trăit. Că s-ar putea să nu fie un pastor care să-ți ducă mesajul în spital. S-ar putea să nu fie un coleg care să zică am postit și m-am rugat ani de zile că mi-a fost coleg de fabrică. Nu lăsa pe ultima zi a vieții. Eu doar am vrut să-ți arăt că sunt oameni în fața cărora Dumnezeu îngăduie furtuna ca să le schimbe direcția. Iubiții mei, dacă sunteți unii dintre voi în furtuna astăzi, Dincolo de apelare la medici, dincolo de apelare la medicamente, la bani împrumutați, la cine știe ce criză sunteți și probleme aveți, gândiți-vă, am direcția bună? Închei primul punct spunându-vă că în viață e mai importantă direcția decât viteza. Că dacă mergi cu viteză spre ea, nu te ajută cu nimic. Uneori e mai bine să mergi la pas și încet, dar spre direcția bună, spre cer. Doamne ajută-ne la asta. 2. De ce mai vin furtuni peste viața noastră? Găsim în fapte capitolul 27 cu 18 ceva foarte interesant și aici cuvântul Domnului spune așa Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și citesc acum versetul 21. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Iubiții mei, lasă-te rog asta că vreau să explic un pic contextul acela. Pavel era dus legat la Roma. Dintr-un predicator de renume ajunsese un prizonier. Dintr-un lider ajunsese un încătușat. Corabia care îl ducea la Roma, împreună cu alți deținuți, s-a oprit pentru o perioadă în Creta. Și la un moment dat, capitanul a mers pe țărm, a pus mâna la frunte și s-a uitat. Nu era aplicație pe telefon, cum avem noi astăzi să știm vremea, ce zile de acum înainte. S-a uitat la orizont și a zis către marinari, pregătiți, corabia, plecăm. În spatele lui s-au auzit niște lanțuri un rope pe nume Pavel să apropie și spune, domnul capitan, nu vă supărați, vă rog, dar vreau să vă spun ceva. Nu o să fie vreme bună. O să fie, o să fie fortună. Și capitanul s-a uitat în spate cu dispreț și a zis, ai studiat cumva navigația? Nu, și a făcut teologia. Atunci stai de gura. A, ah, stai să mai zic ceva de ce. vrei să tragi de timp să ne ajungi la cezară, așa-i? Îți place, acela creat, ai fain. E frumos. Și capitanul a zis, v-am spus să pregătiți, plecăm. Iubiții mei, Pavel când a zis să nu plecăm, el nu a vorbit ca să scape de cezar. El a din partea Domnului în științare că va veni furtună. Dacă vă uitați în versetul acesta, eu înțeleg ceva în viața asta. Sunt furtuni din care Dumnezeu vrea să... Sunt furtuni în care Dumnezeu nu vrea să intrăm. Am o întrebare. Vrea Dumnezeu să intrăm într-un divorț? Vrea sau nu? Nu. Vrea Dumnezeu să mă îmbolnăvesc din cauza că fumez la plămâni. Nu. Da ce roză la fica să fac din cauza băuturii, vrea? Nu. Da să fac diabet pentru că sunt în tribunal 12 ani cu unul din vecinii mei. Nu vrea. Iubiții mei, sunt furtuni din care Dumnezeu, în care Dumnezeu nu vrea să intrăm. Dar pentru că nu ascultăm, și ăsta era al doilea răspuns, de ce Îngăduie Dumnezeu furtun peste viața noastră. Doi, pentru că nu ascultăm de slujitorii Domnului. Capitanii ți-am spus să nu plecăm. Și n-am vorbit de eu. A fost un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu plecăm, nu-i momentul acesta. Nu-i băiatul ăla care vrei tu să te căsătorești. Și ți-o spus mai că ta și taică-to. -ta. Și spui, nu, ei nu mai iubesc. Hai să spun ceva. Singurii care te iubesc din toată lumea asta, necondiționat, e Dumnezeu și părinții tăi. Și tu spui, nu mai iubesc. Dar Dumnezeu, de fapt, îți vorbește prin ei. Și să ești un vas lui Dumnezeu în față. Și am avut o lucrare pentru tine, am avut un mesaj. Îmi spunea o soră, după 40 de ani de căsătorie, înainte să mă căsătoresc, mi-a spus, Doamne, nu fă pasul ăsta. Că bărbatul pe care vrei să-l iei, nu mă apozează că e creștin. Nu creștin. Și o să plângi toată viața. Și o să o uită la mine și o zic, Frate, păstor, n-am avut o zi în care să nu plâng în 40 de ani. Dar de ce ai plâns să către ea? Că n-am ascultat. Că n-am ascultat. Iubiții mei, la nunta mea nu mai știu ce să predica. Știu că sto din din 1 Corinten 13. Dar unul din unchii mei a cântat o cântare pe care n-am să uit toată viața. Și cântarea spune așa, Ascultarea are zile în șir cu soare. Ascultarea are zile în șir cu soare. Vreau să vă spun că ascultarea cere un preț. Să rămâi curat până la căsătorie, să vorbești respectuos, să te înfrânezi de la multe, n-ai voia aia, voia. Dacă îmi spuneți mie că e mare prețul ascultării, să vedeți ce mare e prețul neascultării. Neascultare. A fost mare prețul ăsta. S-a făcut praf corabia, s-a făcut praf unealtele, s-a făcut praf greu și tot ce mai transportau. Printr-o minune au fost salvați ei ca și oameni. M-a sunat cineva din Stuceava în urmă cu câțiva ani și a zis, domnul Boari, zice, în urmă cu patru ani am fost și eu la voi la o biserică penticostală. Tare mi-a plăcut, zice, tare mi-a plăcut. Corul, predicele, rugăciunile, când am ieșit afară pe ușă, i-am spus la nevasta mea, ne pocăim. Am mers la păstor, ne-am înscris la cateheză, am făcut lecțiile pentru botez. Cu câteva zile înainte de botez, nu știu, ce, nu știu ce gând mi-a intrat în cap, dintr-o dată am zis, gata, nu mă, nu mai pocăiesc. O venit comitetul la noi acasă. O intrat cu respect, cu prețuire în casa noastră. O zis, oameni buni, gândul care îl aveți e de la diavolul. Nu e de la Domnul. Le-am zis la frații din comitet așa, dacă nu ieșiți afară acum, vă scot eu afară. Frate Cristi, din momentul când au plecat oamenii lui Dumnezeu din casa mea, din momentul în care am călcat în picioare cuvântul lor și sfatul lor, să nu renunț, să schimb viața, să mă pocăiesc. Din momentul ăla a început tăvălugul diavolului în viața mea și în viața familiei mele. Și îmi spunea el așa, am trecut printr-un divorț, am bani luați cu camătă pentru vicii și am deja două tentative de sinucidere. Domnul pastor, dacă știam că atât de mare e prețul neascultării, m-aș fi pocăit atunci. Iubiții mei, în această seară, Dumnezeu, printr-un simplu tânăr, vrea să vă spună că vă iubește. Mă vreau să vă spun ceva foarte important. Iubirea întotdeauna implică ascultare. Iubire nu înseamnă să faci ce vrei. Eu nu pot să iubesc pe toții mea și să vorbesc cu orice femeie din lumea asta și să fac ce vreau în lumea asta. Iubirea se păstrează în niște limite. Și spune Biblia că cel ce stă la umbra cel tot puternic. Nu vă uitați numai la dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă atâta timp cât e și ascultare de Dumnezeu. Imaginați-vă că eu stau, imaginați-vă că doar un bec ar fi aprins în biserica asta. El are un perimetru în care luminează. Are un perimetru. spunea cineva din Torino, aici la voi în Italia, când am fugit din România, am fost printre primii care am ajuns aici. Și am zis, bă, am scăpat de părinții mei care nu mai pot și rugăciune și stăruință și Biblia stătea. Când am auzit de discotecă, imediat am mers. Mă, nu știam să dansez, nu știam să fac, eu nu eram în familie de pocăiți. M-am pus acolo și eu undeva, am stat, o zis, după câteva minute, intră două fete cu batic. O zis, m-am șocat, era să fac infar pe Intră și se uită direct la mine și vin la mine, îmi spun așa, nu-i locul tău aici, să întorc și pleacă. Frate Cristi, în momentul ăla am ieșit afară și am zis, Doamne, te rog să mă ierți vreau să rămân lângă cei ne de Cristin spunea fratele asta din Torino dacă sunt în biserică astăzi este pentru că am ascultat nu le-am mai văzut pe fetele alea niciodată deși stau în Torino nu știu unde au dispărut nu știu cine au fost dar știu ceva că dacă vreau ca Dumnezeu să mă protejeze să mă ocrotească și să mă binecuvinteze trebuie să ascult de El Altfel, intru în niște furtuni din care nu ies în grabă. Doamne, ajută-ne să ascultăm de tine! 3. De ce mai vin furtuni peste viața noastră? citește din Matei 14 cu 24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Matei, 8 cu 28, Matei 14 cu 28, Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. Iubiții mei, ucenicii plecau cu corabia, treceau dintr-un loc în altul și la un moment dat văd că vine cineva călcând pe ape spre ei. Și Biblia spune aici că corabia aceea era învăluită de furtună și se întâmplă ceva interesant. Petru spune, Doamne, vreau să fac un pas al credinței. Și am înțeles, Doamne, în al treilea rând astăzi, în seara aceasta, căci furtuna vine peste noi ca să părăsim corabia în care ne aflăm. De ce? Corabia fără Isus nu-ți dă deloc siguranță. Nu-ți dă deloc speranță. Obișnui să întreb uneori când stau de vorbă cu oamenii nemântuiți, dacă mori în seara asta, unde mergi? E cel mai simplu test să vedeți dacă cineva e împăcat cu Dumnezeu sau nu. Dacă spune așa, Dumnezeu știe. Mă uit la el cu seriozitate și spune așa, și tu ar trebui să știi. Când am plecat de acasă vineri, la ora 11 și 10, dacă m-ar fi întrebat pe domnul pastor, unde merg? Dumnezeu știe. Ar fi spus să îți plătesc eu controlul ce. Mi-e milă de cine. Duce și fă-ți analizele. Și sunt mii de locuri unde pot să mă duc. Nu doar cu avionul, ci și cu mașina. Dânculos cu numai două. Și nu știu unde merg? O zis Pavel în 2 Timotei 4, 6, 7 și 8. Sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună, am păzit din mi-am sfârșit alegarea. De acum, Dumnezeu știe. Nu? De acum, mă așteaptă cu una. Iubiții mei, o vine furtuna în acea zi peste Petru, peste Corabia aceea, ca Petru să părăsească barca în care se află. Nu știu care e barca în care te afli tu astăzi. Ce vreau să spun este că trebuie să faci un pas al credinței. Mozes și ne aflat de Crisis, zice: de eu aș crede, dacă mi a arăta un live din cer, uite, vezi cum am văzut șorturi aici la voi la biserică, sau reel sau videouri, dacă mi-ați arăta un live din cer, sau măcar un short, un reel, atunci aș crede. I-am spus așa, dacă ți-aș arăta, nu mai ai nevoie de credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Iubiții mei, asta e frumusețea. Zeci de ani nu l-am văzut pe Isus. Dar și unor poate să zică, bă, n-am văzut soarele, dar simt căldura lui. Nu l-am văzut pe Iisus fizic, dar în fiecare zi simt mâna lui peste viața mea. Eu, Cristian, am crezut ani de zile că telefonul mă trezește dimineața. Mi-am dat seama într-un târziu că mâna lui mă trezește. În fiecare zi îmi dă ca 215.000 de bătăi ale inimii. Nu Nu-i frumos asta? Nu l-am văzut față în față. Nu știu cum arată Iisus Hristos. Dar văd ce face în viața mea. Și astăzi Iisus Hristos îmi spune, fă un pas al credinței. Frate pastor, nu mă pocăiesc că nu pot să țin pocăința. Am o veste bună, nu tu ții pocăința. Pocăința te ține pe tine. Ia te ține în Nu mai fi fricos. Că Biblia spune în Apocalipsa că fricos și îmi stă în ea. Iubiții mei, în Genesa 11 cu 31 există un verset interesant, un pasaj interesant și vreau să citesc neapărat. Terah a luat pe fiul său Avram și pe lot fiul lui Avram, fiul fiului său pe Sarai, au ieșit împreună din ur. Atenție, nu spune că Avram a ieșit, spune că Terah a luat pe fiul său Avram, adică tatăl lui Avram a înțeles dintr-un mesaj pe care nu-l avem în Biblie foarte detaliat, că trebuie să plece spre Canaan. Și Biblia spune aici că Terah au ieșit din ur din Haldea ca să meargă în țara Canaan. Și atenție, au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Să știți că unii din prietenii care vizitează bisericile noastre vin de ani de zile. Vin de luni de zile. Le place. Dar știți care e faza? Încă nu au ajuns uh, să facă pasul. Să meargă în Canaan, spre Canaan cu toată inima. Undeva în drumul lor s-au oprit. Au un Haran. Uitați-vă o tragedie care se întâmplă în Haran. Vine o furtună peste familia lui Avram zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit unde? În Haran. Am o întrebare, a fost planul Domnului să moară Terah în Haran? Nu. Planul Domnului era ca Terah să ajungă în Canaan. Însă Dumnezeu îngăduie moartea lui Terah ca să-l miște pe Avram să facă un pas al credinței. Cred că ani de zile au zis Terah către cei din Haran, anul ăsta plec. Mai revelionul și am plecat. Și am mai stat un an. O mai stat un an. De cât să-mi spui că te pocăiești? Iubiții mei, am întâlnit personal zeci de persoane care au zis, când am fost în spital, am zis, dacă mă scap, Doamne, de aici mă pocăiesc. Mă scăpat Doamne, și nici mă nu-s Și au zis Dumnezeu, Avrame, îmi pare rău, o să vină furtuna numită moartea tatălui tău ca să te mișc pe tine. Uitați următorul verset. Domnul a zis lui Avram, ieși din țara ta și așa mai departe. Genesa 12 cu 4. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Fortuna l-a făcut să părăsească corabia aceea, să se miște de acolo, să iasă. Dar ce frumos următorul verset. A luat pe Sarai, pe Lot, au plecat în țara Canaan și... Au ajuns în țara Cana. Doamne, în seara aceasta, mișcă inimile noastre. Poate că un alt motiv pentru care vine furtuna peste viața ta este ca să părăsești barca în care te afli. Să faci un pas al credinței, să umbli pe apă. O spus poetul, nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește. Dar de unde știi asta? Ai, ai semnat un contrar la notară cu Dumnezeu? Nu mi zice, am credința că El e în controlul vieții mele. Iubiții mei, dacă vă uitați la Avram în Evrei, capitolul 11, spune Biblia că nu știa, un, nu știa unde merge exact. Adică nu știa ce urmează mâine, poi mâine, știa destinația, dar Avram, chiar dacă nu știa unde merge, știa cu cine merge. Doamne, vrem să călătorim cu tine. Amen? 4. De ce mai vin furtuni peste viața noastră? Ca să căutăm un adăpost în Domnul ca să căutăm un adăpost în Domnul. Isaia 25 cu 4. Căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz. Un adăpost împotriva fortunii. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră când stăm bine financiar sau când avem prieteni sau când avem relații, de multe ori ne clădim așa un adăpost bazat pe resursele noastre, pe cunoștințele noastre, pe banii pe care i -i avem pe pierle, cum se spune în România, pe care le avem. Și vă amintesc astăzi despre Iov, la un moment dat Biblia spune că trece printr-un necaz foarte mare, pierde 10 copii, pierde tot business-ul, probabil de milioane de euro, dacă ar fi să-l convertim în, a, în banii noștri, 11 mici, în sute de animale, era o avere colosală. Și Iov ajunge în 16 cu 20 să spună ceva dureros. Prietenii mei râd de mine. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Nu știu câți prieteni aveți la Facebook sau pe Instagram. Când am fost operat, aveam și eu câteva mii. Când am fost operat la București de fiere, în spital, de la aeroport am plecat direct de urgență la spital. Să știți că din aia care au fost pe Facebook nu m-au căutat niciunul. Să nu vă bazați pe ea. Să nu vă bazați pe aia care zic, bă, da, ce faină este rochea pe care ți-ai luat-o. Să nu vă bazați pe prietenii care vă dau like-uri. Să vă că Dumnezeu să aveți nevoie de ăștia în viață. Cu like-uri rămâneți. Cu like-uri. Cu promisiunea. Cu promisiunea. O zis Iov, când aveam business, afaceri, angajați, ăștia erau pe lângă mine. Acum mă judecă și râd. Dar ascultați, o zis Iov, eu știam că să râd oamenii ăștia. De aceea în Iov, capitolul 1, în fiecare dimineață îmi făceam un altar, îmi făceam un adăpost, posteam și mă rugam. Și acum, când o plecat toți, mi-au rămas Dumnezeu. Iubitul meu, nu vreau să prorocesc astăzi, că nu sunt proroc, dar am întâlnit oameni care s-au pocăit numai când o plecat toți. Dar vreau să mă înțelege în seara asta ceva. Când nu-ți mai rămâne decât Dumnezeu, vei înțelege că Dumnezeu ți-e de ajuns. Dar așa de greu să nu-ți mai rămâne decât Dumnezeu. Mai spun ceva foarte important. Când ești bolnav, nu sănătos, vezi câți prieteni ai. Când ești în faliment, nu în succes, vezi când lingoșitor mai ai. Se întâmplă ceva, Dumnezeu binecuvintează pe Iov și îi dă înapoi dublu decât i-o lua diavolul. 22.000 de animale, 23.000 de animale, 10 copii îi dă înapoi, familia, dar în 42 cu 11 există un verset care dacă îl citim, îl citim cum trebuie, ne dăm seama de ceva trist. Frații, surorile și vechii, vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă. Deci eu văd aici probabil câteva zeci sau câteva sute de persoane. Și au mâncat? La cine au mâncat în casă? La eu. Dacă când eu a fost bolnav, de ce nu l -o la masă? Și știți ce vreau vrut să zic că Biblia aici? Se întorc profitorii. Atenție mare la aia care stați mai bine financiar, la aia care aveți relații la primăria din Roma, la aia care puteți spune o vorbă. Atenție mare. Că aveți mulți pe lângă voi. Atenție mare. La o plâns și la o mângăiat. Am o întrebare. Dacă când aveam lepră neagră, așa spune istoria, că au, au avut un fel de psoriazis. Voi unde ați fost? O zis Iov. Acum stați la coadă la ușă, că ați auzit că m-am revenit în angiar. Ați auzit că bine. Dumnezeu i-a arătat lui Iov și astăzi arată tuturor celor prezenți aici că există un singur prieten și numele lui este Isus. O să te rog în seara aceasta, nu-i păcat să ai bani, păcat e să te încrezi în bani. Nu-i păcat să ai prieteni, păcat e să te încrezi în prieteni. O să te rog în seara aceasta, Fă ca și eu, din vreme bună, construiește-ți un post. Iubiții mei, eram în, în Sibiu cu copiii mei din 1 iunie, am fugit de undeva de unde am predicat vineri seara să-i scot în oraș, să nu-mi bage de vine că nu lângă ei și eu prins ploaia. Nu vă spun cum umblam până în magazinie să găsesc umbrelă. Și atunci am învățat o lecție importantă, nu să cumpără umbrelă când ploa. Cumpere umbrele când e vreme bună. Eu vă înțeles lecția asta. Făța de post, fă o relație cu Domnul înainte să vină boala. M-a întrebat și cineva, pastore, unde e Dumnezeu acum când îți la animare, unde e mă Dumnezeu? Și am zis acolo unde l-a lăsat când era sănătos. Acolo Așa de frumos e să-l iei pe Dumnezeu cu tine și să umbli în fiecare zi cu El. În fiecare zi. Uitați-vă la cei trei tineri, ajung în groapa cu lei, în cuptorul de foc. De ce vine îngerul care l reprezenta reprezentat pe Iisus Hristos în, în, groap, în, în, în focul ei? De ce? Că și ei au stat în picioare pentru Dumnezeu în Valea dură. De ce cu Daniel vine Dumnezeu în groapă, îngerul lui Dumnezeu și închide gura leilor? De ce? Că și Daniel s-a rugat când totul era bine, când totul mergea bine. Făți un adăpost din vreme bună și o să vezi cum Dumnezeu, când se va face vremea rea, va lucra la cauza ta. Mai dau un exemplu. Asociația Miros de Cer a ajuns într-un sat din Botoșani, la un moment dat, și au ajuns într-o familie cu cinci copii minori. Ceea ce ne-a surprins la familia aceea era că sora, do Doamna că nu era apocăită. atât Doamna cât și Domnul acela. Cărau apă de la o fântână care se afla la 400 de metri distanță de locul în care locuiau ei, de casa lor. A doua surpriză care, am avut -o, care au avut o frație când au vizitat familia era faptul că oamenii ăștia încercau să meargă ori dimineața de vreme, ori seara târziu. Cumva se fereau de ceilalți. Și au fost întrebați, de ce vă feriți să nu vă vadă vecinii? Și ei au spus cu lacrimi în ochi, părinții aceștia, zice, avem cinci copii acasă, avem nevoie de apă și ne bajocoresc vecinii că le secăm, secăm fântâna. Vă voi cu pruncii voi și o să ne secați fântâna. Și o să ne-am săturat de bajocuri. Dacă în România și apa e un confort, ne-am săturat de, de bajocuri. Și merem așa pascuns. Nu odată au fost amenințați, alungați, amenințați cu bătaia. Unii ori la șase dimineața plecau să ia apă. S-a vorbit cu niște meseriași să putem săpa o fântână. Meseriașii au zis să fim pregătiți financiar pentru că în satul acela nu de o puține ori s-au săpat și două, trei fântâni până s-a dat de apă la o anumită casă. Știind că în sat fântânele ajungeau la o adâncime de peste 20 de metri, am pregătit banii ca și asociație, am vorbit cu acei meșteri și în ziua când s-au început săpăturile, meseriașii au rămas uimiți, au dat de apă la șase metri. Lucrul care ne-a marcat pe noi și mai puternic ca slujitori a fost faptul că atunci când fântâna a fost gata, tatăl acela a făcut un gest incredibil. A mers la vecin și i-a chemat la el acasă. Și noi ne-am uitat așa, am zis, mă, cred că acum vrea să le zică ceva. Să le închidă gura, să le arate, uite, gata. Însă omul ăsta a făcut un gest incredibil. O zis niște vorbe pe care mi le-am notat pe aici ca să le pot reproduce. Oameni buni, voi m-ați alungat de atâtea ori când am vrut să iau apă de la fântâna voastră și mi-ați spus că seacă fântâna. V-am chemat aici să vă spun că Dumnezeu mi-a purtat azi de grijă, dăruindu-mi o fântână în curtea mea. Vreau ca de azi această fântână să o numesc izvorul Dumnezeu. Și sunt de plin încredințat că acest izvor nu va seca niciodată. Câtă credință, mai? De aceea, o zis omul acesta, sunt gata să dau apă tuturor oamenilor din prejur care n-au o fântână în aproape. Noi am crezut că glumește. Mă zici că era pucăi de 40 de ani. Așa a și făcut. A tăiat o parte din gard și a dat posibilitatea celor care altădată dată îl urau să ia apă din fântâna lor. A doua zi, domnul Adi a la fântână să scoată și el apă și ne-a sunat. O zis, vreau să vă spun o minune. Știți că am dat de apă la șase metri. Numai că de când am făcut promisiunea că o să dau de la și la vecini, apa au crescut și acum la patru metri este apă. Zice. O mulți Dumnezeu apă. Hai să vă mai spun ceva ce s-a întâmplat. Oamenii ăștia, la scurtă vreme, au făcut botezul, s-au pocăit, au văzut mâna lui Dumnezeu și au dat seama că adăpostul cel mai frumos e Dumnezeu în viață. După ce au făcut botezul în apă, au început să citească din Biblie. Dar nu au apucat să citească mult ca la o sară de rugăciune pe care au avut o avut-o la ei în casă. Ei așa să rugau normal. Au început să vorbească la alte limbi. S-au speriat. O să pe păstor, repede, O să o frate, păstor, ce noi, n-am găsit în Biblia asta, zice, oare e bine? Și au zis, păstor, să vă că Domnul nu mai făcut o fântână în casa voastră. Numai că aici nu, nu iese de jos, ci vine de sus. Doamne, mai deschide fântâni și aici, în seara asta. De ce mai vin furtuni peste viața noastră ca să căutăm adăpost în Domnul? 5. De ce mai vin furtuni peste viața noastră, iubiții mei? Ca să ne testeze casa pe care am zidit-o. Matei 7 cu 25. În Matei 7, Biblia ne spune că au fost doi oameni care au zidit două case. Unul și-a făcut fundație pe nisip, altul și-a făcut fundație pe stâncă. Și ascultați ce spune Biblia. A dat ploaia, au venit și au suflat vânturile. Dacă vă uitați, din trei părți bate, de sus, din lateral și de jos. Și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Iubiții mei, viața noastră este asemănată cu o casă. Toți construim până la urmă. Numai că nu toți rezistăm la necazuri. Un patron din București, când a intrat firma lui în faliment, la ora 5.30 dimineața, s-a ridicat din pat de lângă soție și a mers și s-a aruncat de la etajul 5 și a murit pe loc. De ce? Și dacă te pocăiești, dacă nu te pocăiești, poți să faci faliment. Și dacă te pocăiești, dacă nu te pocăiești, poți să faci cancer. Din trei oameni, doi mor de boli incurabile. Sunt peste 200 de tipuri de cancer. Dar e diferență între a fi cu Isus în cancer sau a fi fără Isus în cancer. E diferență între a fi în faliment cu Isus sau a fi fără El. Biblia nu spune că din cauza că și-a făcut casa pe că nu a venit ploaia. Că cineva, bă, nu mă pocăiesc, că am văzut că și la voi e diabet, și la voi e necazuri, și la voi mor copii, și la voi rămân văduve. Da, am zis, și la noi e așa. Numai că la noi, în fiecare necaz, Dumnezeu e cu noi. Ce diferență! Iubiții mei, ce vreau să subliniez astăzi este că Contează pe ce sclădești viața. Fundația nu e altceva decât Isus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile Lui. Pe noi foarte mult ne ajută pe noi pocăiții, Romani 8 cu 28. De multe ori în Moscos dă necaz versetul ăsta. Și Biblia spune aici ceva interesant. De altă parte. Dar de ce vreau are expresia asta de altă parte? Adică dacă nu privești cum privește lumea, lumea vede boala că e a bătut Dumnezeu. Eu am predicat toată la biserică, o găsiți pe internet, 10 motive pentru care ne îmbolnăvim. Nu ne îmbolnăvim mai că ne-a bătut Dumnezeu. Sunt multe motive în Biblie. Dacă privești pe de altă parte, știm că toate. Frate Cristi, dar și fata aia care îmi comentează, da, te să ne mai mult pe genunchi. Nu-i frumos că comentează. Ea va plăti pentru că comentează. Dar faptul că ea comentează și tu treci până în furtună, postești mai des. Am văzut că mănânci mai rar în ultimul timp. Și e bine asta. Frate Chris, dar și și șeful ăla care mă nervează că atât îmi bag cv să scap și nu scap. Iubiții mei, eu am înțeles ceva în viața asta. Când Dumnezeu vrea să te șlefuiască, o face în multe moduri și crezi că scapi, și te muți la altă firmă și dai de, de altceva. Vreau să înțelegem în seara aceasta ceva. Avem între 100 și 150 de mii de fire de păr în cap. Și Biblia spune că atunci când ne pieptănăm, dacă ne cade un fir de păr din cap, Dumnezeu știe. Și Pavel spune aici, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acum eu am o întrebare, când ne uităm la versetul ăsta, ar trebui să ne concentrăm pe lucruri sau să-L iubim pe Dumnezeu? No, hai să vă spun ce facem noi. Tătă viața ne concentrăm pe lucruri. Ai văzut analizele cum au ieșit? Ai văzut problemele acolo, dincolo, datoria aia? Și te prinde diavolul cu un iureș și uiți de Dumnezeu. Iubiții mei, am învățat din versetul ăsta că trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu. Și El se va ocupa ca toate lucrurile din viața mea să fie spre binele meu. Și dacă Dumnezeu... Acum nu o să vă placă ce vă spun. Nu o să plecați din viața asta niciunul dintre voi care v-ați pocăit fără să fiți drobiți până în țărâna pământului. De ce? Dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Iubiții mei, pianul ăsta cântă frumos că cineva lovește la clape pe el. Vioara cântă frumos că cineva produce acolo o frecare care doare. Aproape toate lucrurile din viața noastră care au rezultate le au pentru că se întâmplă un proces acolo. Dacă vrei să bei un pahar de must, trebuie să drobești niște struguri. Dacă vrei să ai făină, trebuie să faci praf bobo de grâu. Cristi Boariu nu va pleca din lumea asta până Dumnezeu nu-l va îngenunchea și va face să moară tot ce nu-i ok în ea. O întreba cineva pe Michelangelo cum ți-a ieșit așa de fain sculptura cu David? și o zis Michelangelo, am dat afară tot ce nu a fost David. Iubiții mei, în anii în care mai avem de trăit, Dumnezeu nu e interesat de confortul nostru, Dumnezeu e interesat de caracterul nostru. Și dacă Dumnezeu trebuie să scoată nervii din boariu, o va face. Și dacă Dumnezeu trebuie să scoată invidia care o mai ai, nemulțumirea orice, o va face. Dar vreau în seara asta să subliniez ceva foarte important. Atunci când vine furtuna, leagă-te de Dumnezeu. Atunci când casa ta e amenințată, să nu uiți un lucru, de fapt, e testul tău, e testul meu. Trec cu soția zilele acestea prin niște probleme, nu eu cu ea, amândoi împreună cu alt, altceva și am meditat mult zilele astea, m-am rugat mult mai mult ca de obicei. Să știți că mi-e așa de greu să vorbesc tot știm să câștigăm, foarte puțin știm să pierdem. <laughs> și Dumnezeu nu ne va duce acasă până nu ne va învăța și lecția pierzării. Să pierzi. Să câștigi ușor. O zis Habacu, când 3, 17, 18 și 19 am venit acasă și nu mai fost nimic în cămară, nu mai fost nimic pe câmp. M-am dus la pastor și am făcut scandal. Auziți, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Nu știu de unde bat furtunile peste casa ta, peste viața ta, peste familia ta, peste inima ta. Ce vreau să spun este că e testul tău. E testul tău. E caracterul pe care Dumnezeu ți-l șlefuiește. Și casa ta trebuie să rămână în picioare. Și mai spun ceva. Dacă veniți la Cristi Boare acasă și dacă eu merg la dumneavoastră, o să văd colțarul pe care îl aveți și perdelele frumoase și gresie. Numai că în ziua furtunii, uraganul nu testează gresia, ci testează fundația. Și acum o să vă spun poate cel mai important lucru din predică și mă duc la ultimul punct. Ceea ce nu se vede la o casă, ține în picioare casă. Cristi Boriu nu stă în picioare pentru că predică astăzi la Emanuel Roma. Asta e ce vedeți voi, ziduri, perdele. Cristi Boriu stă în picioare dacă în ascuns face lucruri pe care numai El cu Dumnezeu le știe. Vi e număr, post, rugăciune, milostenie, decizii noi, părtășie, smerenie și multe altele. Cu cât e blocul mai mare, cu cât Dumnezeu te folosește mai mult, cu atât fundația trebuie să fie mai puternică. Dacă ai fundație de 5 cm și ai blocul 3 etaje, la prima rafală de vânt te-ai făcut praf. De aceea, și acum am uit la tineri, am întrebat pe mașină cu frații cu care am venit, cum stau cu căsătoriile tinerii. Iubiți mei, iubiți tineri, nu știu când o să vă căsătoriți unul dintre voi. Cei care v-ați căsătorit nu prea mai aveți ce face. Cei care nu v-ați căsătorit mai aveți ce face. De fapt, și cei care v-ați căsătorit puteți să faceți ceva. Există o vorbă frumoasă. Alege pe cine iubești, apoi iubește pe cine ai ales. Asta poți să faci. Și hai să vă spun de, de, ce divorțul nu e o soluție. Dacă Cristi Boariu e rău cu Crina, cu Boariu lăcrimioarea din Deva, și nervos cu ea, și urlă la ea, și o lasă pe Crina și pleacă în București și ea pe alta, așa e că atunci când pleacă și iese din Hunedoara și intră în Ilfov, nu o să mai fie nervos. Așa e? Nu e așa. Dacă Cristi Boariu, un bârfitor la muntele Sionului în Deva și se mută la Emanuel Roma, cum o să fie? Tot bărfitor. De aceea soluție nu să schimbi, nu să schimbi persoana de lângă tine, ci să te schimbi pe tine. De fapt, Dumnezeu a pus persoana aia lângă tine ca să vezi care sunt problemele care le ai. Dacă am înțelege Evanghelia în felul ăsta și acum am uit la tineri, nu vă mai uitați la ce telefon are băiatul și fată. Că telefonul scap pe jos sau îl schimbi. Eu vestonul ăsta peste o oră jumate îl voi pune pe omeraj. Caracterul n-am cum să-l pun pe omeraj. Uitați-vă întotdeauna la ce nu se vede. Dacă ești fată, uite te la băiat cum vorbește cu maica sa. Dacă urlă la maica sa, pe tine te va călca în picioare care are experiență. m auziți, băieții și fetele. Dacă ești băiat și te uiți la fată, uite te la fată cum vorbește cu taică -sa. Dacă spune la asta, îl acum pace că e bătrân. Bătrân. Așa o să vorbească și cu ei. Eu n-am găsit în Biblie niciunde că dacă ești lenie și în ziua anunții uh, pun uh, slujitorii mâna pe tine de vii harnic dintr-o dată și pui rigips cum nu face nimeni în Italia. N-am găsit asta în Biblie. Am găsit că darurile se primesc cu punerea mâinilor și nu bunul simț. Și nu integritatea și nu fidelitatea. Nu vreau să intru pe căsătorie că vorbim de furtuni, deși unele căsătorii nu mai La Dar poate merge la punctul 2. Dumnezeu ar fi vrut să te ferească. Acum, dacă ești în furtună, n-ai ce să faci decât să stai sub umbrele amândoi. Să vă pocăiți amândoi. A, să mai spun ceva pentru cei căsătoriți. Niciunde în Biblie nu, nu vă cere Dumnezeu să schimbați pe cel de lângă voi. Că nu puteți. Mi se cere să iert, să iubesc, să rab, să tac. Dar n-am cum să schimb pe nimeni. Iubite surori, cu mult respect vă spun, așa suntem noi bărbații. Cu cât urlați mai tare la noi și ne vorbiți mai mult, cu atât ne mai mult. Din păcate, orgolul așa face. Vrei să-l schimbi pe cel de lângă tine? Schimbă-te tu. Ca urmare a schimbării tale, sunt șanse mari să se schimbe și el. Băieții, fetele, ceea ce nu se vede, ține în picioare ceea ce se vede. Cea mai mare valoare pe care noi avem în viața asta este caracterul. Și acum ascultați-mă, cea mai mare valoare de caracter nu-i dragostea. Că dacă te iubește și te minte, n-ai făcut nimic. Cea mai mare valoare de caracter este integritatea. Ce înseamnă integritate? Că dacă am spus aici, în fața învonului, că până la moarte, e până la moarte. Nu e până la prima poză care mă apare pe telefon. Dacă mi-ai dat 1000 de euro împrumut și mi-ai spus că până în 30 decembrie, în 29 la tine. De ce? Că mi-e frică de Domnul. Ca în fundație. Iubiții mei, ăștia sunt oamenii pe care cancerul nu poate să-i facă praf. Accidentul nu-i face praf. Istoria spune de Cotton Matter, omul care a avut 15 copii care i-au murit după fiecare mormântare, să ridica de pe genunchi și spunea, acum o să predic mai cu foc. Vă rog să mă explicați. Cum puteți explica asta? Că eu am văzut oameni care pentru au pierdut 100 de lei sau 10 euro, 20 de euro și nu m-au înjurat și au blestemat. Și altul și-au mormântat 15 copii și au zis, predic mai bine acum, predic mai cu foc. De ce? Că nu-l întreb pe Dumnezeu de ce. Am o fundație care se numește Credința în El și știu că tot ce se întâmplă este spre binele meu. A, că nu știu de ce se întâmplă, știe el. De ce e așa? O știe el. Iubiții mei, mă rog, casa ta și casa mea să rămână în picioare. Atâtea familii se destram asta. mi și greu să mai răspund la telefon și slujitori, eu știu ce vorbesc. Atâtea mesaje. Și unii vin, știți când vin unii, când au metastază. Iubiții mei, nu vreau să vorbesc despre voi, dar cineva care a ajuns în colaps cu familia, el nu a ajuns atunci în colaps, undeva cu 5 sau 10 ani în urmă. A fost un moment când nu mai tratat cu seriozitate umblarea cu Dumnezeu. Soția mea nu știe la ce ora te și la ce oră urc în avion sau dacă știe, eu pot să o învârc cum vreau. Dar eu nu fac lucrul ăsta, mă întrebat cineva, Cristi zice, acum între noi fie vorba, că vorbim de caracter, vorbim de ceea ce nu se vede, de fundație. Cristi, între noi fie vorba, să nu-mi spui că în 14 ani nu ai emis cineva asta niciodată. O să îți promit că nu pun pe YouTube. Dar între noi fie vorba, zice, bă, dar nu există bărbați, zice, cum să nu minți, că altfel nu te descurci cu ea, că nu mai poți cu ea unii ori, zice. Zic, poate că tu nu mai poți, eu pot, zic. Cum, dar chiar zic, nu am mințit niciodată. Din trei motive. Din trei. Unu, pentru că sunt pocăit. Doi, pentru că sunt slujitor și în spatele unui slujitor se aliniază și alții. Și sigur nu se aliniază oamenii după mincinoși. Și trei, pentru că trebuie încă 14 ani să mă creadă de nou pentru aia. Iubiții mei, dacă eu îl mint pe fratele Samuel și mâine îl sun și îmi cer iertare, el mă iartă, numai că nu mai pot să mă să, să încreadă -mi în mine. Știi ce zic? Vă rog să faceți diferența între iertare și încredere. Iertarea ți-o acord foarte ușor, încrederea n-am cum. O zis Nicolae Iorga, încrederea nu se pierde decât o dată. Binecuvintează, Doamne, fundațiile noastre. Să fie pe cuvântul Tău, pe frica de Domnul, pe integritate, fidelitate, cinste, bun simț, stabilitate, credincioșie și atunci când vine furtuna, vei rămâne în picioare. Și în ultimul rând și cu asta închei, de ce mai vin furtuni peste viața noastră ca să vedem puterea lui Dumnezeu? Avem un Dumnezeu puternic? Tot știm că avem un Dumnezeu puternic, numai să știți că toate minunile din Biblie au venit numai cazuri. Noi am vrea să vedem minunile, mă nu prea ai să vezi minunile când totul merge bine. De obicei, minunile le vezi când ajungi în menghină, în clește, în patent. Atunci aveți minunile. Matei 8 cu 24. Din nou corabia, dar vă rog să vă uitați cu atenție că e diferență între corabia asta și cealaltă. Deodată s-a stârnit pe mare o furtună așa de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. El dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne pierim. El le-a zis, de ce vă este frică puțin din Vedeți ce mare harei în ziua furtunii să fie Iisus deja cu tine în corabie. Nu să pornești motorul și să-l cauți pe țăr. Pe unde îi? Hai, Doamne, scapă-mă! Nu! Deja să fie cu tine acolo. Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște. O liniște mare. Iubiții mei, asta e provocarea noastră, să umbli cu Dumnezeu când mare e liniștită, ca să umbli și El cu tine când mare e învolburată. Să-L iei la timp în corabie. Furtunile vin. Numai că spuneam la ultimul punct ce e frumos este că vezi puterea Domnului. Un frate păstor din județ Orad o trecut în veșnicie anul acesta. Cu aproximativ șase ani în urmă am stat de vorbă cu el și îmi spunea Cristi, eram o familie cu mulți copii. Vremea comunistă trăiam cu greu. Însă tata și mama aveau un obicei nu erau atâția bani ca și astăzi. Trăiai mai mult din munca câmpului. Și tata și mama dădeau zeciuiala din tot ceea ce culegeau, din tot ceea ce recultau. O zis, în cea mai grea iarnă din familia noastră, am recoltat cel mai puțin, doar 10 saci de grâu. Eram copil, spunea el, pe acolo pe lângă tata cu frații mei și în gândul meu am zis, nu cred că tata o să mai dea ceva anul ăsta la nimeni adică numele Domnului. Păi te uiți clar, ai 10 saci, n-ai cum să ieși din iarnă cu o casă de prunci care are nevoie de făină. O zis, în timp ce pregăteam saci pentru hambar, tata o mers și în anul ăla nu o dat 10%, o da 20%. O luat 2 saci de grâu în 10 și i-o pus deoparte. O zis, frate Cristi, m a enervat, era un copil, dar m-am enervat pe el. Păi, noi ar trebui să fim ajutați și el de la alții. Eu pus deoparte și au zis, tata, ăștia pentru văduve, orfani, bolnavi. Oameni care au mai puțin ca și noi. O zis, frate Cristian, am fost martor și înaintea Domnului îi spun, am pus opt saci de greu în hambar. Mai aveam un strop de făină și urma să ne băgăm în greu ăsta în toiul iernii. Asta a fost toamna când am cules. În toiul iernii trebuia să... Îmi spunea așa, când o veni iarna, când o veni greu, ne-am apropiat de hambar să luăm greu. Să-l ducem la moară. Frate Cristian, am fost acolo, sunt păstor, nu mă joc cu lucrurile astea. În fața mea, tata a umplut nu 8 saci, nu zece saci, umplu 12 pesaci. Dumnezeu și-a arătat puterea în furtuna sărăciei, în necazul în care treceam, în problemele în care eram, am văzut mâna lui Dumnezeu. Dacă astăzi sunt păstor și pot să încurajez pe alții, spunea omul acesta, este că de mic am văzut că am un Dumnezeu mare. Iubiți mei, predica mea se apropie de final în această seară. V-am vorbit din inimă ca unor frați și surori adevărate, și am făcut-o cu acest gând, încercând să nu judec oamenii care sunt în furtună și să nu mă arăt că sunt mai grozav ca și ei, ci încercând să explic biblic niște motive de ce am ajuns acolo și ce putem face acolo. Vreau să ne rugăm, dar înainte să ne rugăm, mai spun ceva. Vineri seara. Joi seara, îmi cer iertare. Nu, vineri că sâmbătă am plecat de acasă. Vineri seara. Am fost sunat de cineva. Și a zis, frate Cristi, poți să vii să faci o rugăciune pentru un om bolnav? M-am dus. Am găsit un om la 59-60 de ani, undeva într-un azil de recuperare din județul Unedoara și am aflat povestea lui, o poveste foarte tristă și mi se potrivește foarte bine cu predica, de aceea vă spun. Omul acesta face parte dintr-o familie de 17 copii. De la 9 ani S-a văzut că era un băiat mai rebel, mai doritor de aventură, doritor de alte lucruri. Băiatul acesta s-a îndepărtat de Dumnezeu, bineînțeles. Mi-a scris aici câteva gânduri ca să nu le uit. A avut problema cu legea, închisoare, 1986, s-a mutat în Austria a făcut bani de parte de Dumnezeu, s-a căsătorit, familie, tot ce vreți, însă în final a pierdut totul, familie, bani, sănătate. A ajuns să doar în gări, fără speranță, fără mângâiere, a ajuns să dea de diabet. Și mai grav este că în urmă cu doi ani primul picior i-a fost amputat și în urmă cu un an al doilea picior. Am ajuns în fața lui vineri seara și am văzut un om uscat de viață și uscat de toate. M-am uitat la el și i-am zis așa, ții minte că acum șapte ani am predicat la mama ta la mormântare? Și au zis, da, ții minte. <sus> și au zis, mai că mi-au plecat cu rana asta în mormânt. Că nu m-au văzut pocăit i-am distrus de multe ori sănătatea și pacea și viața. Și spunea bărbatul ăsta, Dumnezeu a venit cu furtună. Cu toți banii mei, cu familie, cinci copii, unul nu-l caută. Unul. Am pierdut tot. Și când mi-au fost tăiate picioarele, am văzut că în furtuna asta e glasul lui Dumnezeu care pentru ultima dată din cauza rugăciunii părinților mei îmi strigă Pocăiește-te! Frate Cristi, acum câteva luni am făcut botezul. Nu știu cât mai trăiesc. Nu știu ce vor spune oamenii. Era cu pericul n-am avut curaj să zic să tragă cearceaful. Nici n-am vrut să văd imaginea. M-am dus acasă în seara aia. Și i-am strâns pe toți copiii lângă mine. Și am spus așa către ei, că deja sunt mari unii dintre ei și înțeleg. Vă puteți pocăi și să faceți cinste tatălui și mamei și bisericii și corului de tineri și societății în care trăiți și vă puteți pocăi observând că Dumnezeu vă binecuvânta cu părinți pocăiți, sănătoși și cu tot ce aveți nevoie. Sau mai este o variantă, vă puteți pocăi într-o închisoare Vă puteți pocăi cu picioarele tăiate? Vă puteți pocăi distrugând și băgând pumnul în gura unui tată care predică? Și despre care toată România o să zică asta au vorbit. Uite-te la fata și la paiatului. Ca așa de ușor oamenii dau cu piatra și așa de rar postea și să roagă. Și m-am pus și m-am rugat împreună cu ei. Și am zis, iubiți copiii, n-așteptați să vă taie doctorii picioarele ca să faceți botezul. Și asta spun bisericii, așa să spun prietenii în seara aceasta. Și rog grupul de tineri să vină să cântăm o cântare. N-ai vrea să te pocăiești cât timp toate smărbine. Sau hai să pun altcumva, dacă deja au venit furtuna, n-ai înțeles că s-ar putea fortuna asta să fi venit ca să schimbe direcția? În seara asta aici, de, la câ de când am intrat, așa o libertate au simțit pentru rugăciune am simțit că Domnul e prezent aici. Iubiții mei, eu am ales la 14 ani să mă pocăiesc după ce m-a trecut Dumnezeu prin multe deci nu mai povestesc acum, dar în scria fratele lui Cristi, 50 de ani, fratele meu a făcut praf. 50 de ani. Are 59 astăzi. Nu-i frumos nu doar să te pocăiești, să te folosească Dumnezeu. Să ai o familie frumoasă, să-ți poată veni copii când ești bolnav să te vizitează. Să fie soția lângă tine. Să ai o biserică care să roagă. Eram aici pe bancă și m a scris unul din frații angajați la miros de iar sunt cu copilul la urgență. Are mare problemă. Și am zis, acum pun pe grupă biserică. Am dat mesaj pe grupă biserică. Știți ce înseamnă 350 de oameni să intre în rugăciune în seara asta pentru tine? Cine intră pentru aia care sunt droguri? Pentru aia care sunt departe? E adevărat că ar trebui să ne rugăm pentru ei. Dar sunt oameni care n-au pe nimeni. Fortuna te izolează de multe ori. Fortuna te duce în larg. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, acum am înțeles. Vreau să cântăm o cântare frumoasă, de mult îmi place cântarea asta. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună. Vedeți, norii pot să acopere soarele, dar nu pot anula existența soarelui. Poate nu vezi soarele astăzi. Prin credință spune, Doamne, eu astăzi iau decizia să cred în Tine. Și când vor trece norii, te voi vedea. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Cântăm cântarea aceasta împreună și apoi vom face o rugăciune. Dar să când cântăm să medităm la viața noastră, la starea noastră, la familia noastră, la furtunile prin care trecem. Furtună, va veni o zi mai bună, Soarele va străluci mai luminos. După norul plin de ceastă, O lumină se arată, E lumina Domnului Isus Hristos. Cred în Dumnezeu, ai viața mai frumoasă, când sună lui Padurme și o luminează îndată Dumnezeu de sus pe casa ielei. problemi problema fia sa ceremo luminare della tombo nostro scuro Gesù Cristo Rugaciunia sin tutto torto il la Să-l, Jesus, vechi astea, ele bine sufletelea celor ce se crede în el. Cine se crede în, se în crede Domnul, are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o lumină dată Dumnezeu de sus vechează El ne binecuvintează sufletelea celor ce se crede în El Stai, în clipă, stai o clipă meditează, meditează. sufletul se înviorează Dumnezeu, Dumnezeu te cercetează chiar, chiar acum. Nu lăsa să treacă clipa. Nu lăsa să treacă clipa. clipa, clipa mântuirii tale. Clipa mântuirii tale. -a, ta a ta viața astăzi viața lui Isus astăzi Și tot Iubitii mei, o să vă rog să închedem închidem toți ochii. Cred că fiecare dintre noi, după acest cuvânt, avem de luat decizii noi. Dar vreau înainte să ne rugăm cu toții, într-un mod special pentru primul punct, să întreb dacă este cineva aici care a înțeles că furtuna care a venit peste el, noi din celelalte șase motive din care am predicat și din această cauză, ca să-și schimbe viața, să-și schimbe direcția să se oprească din drumul spre pierzare și să vină la Isus, să se pocăiască, să aibă iar păcatele iertate și să aibă siguranța și bucuria mântuirii. În timp ce noi ținem capul plecat, o să te rog dacă vrei în seara aceasta să te pocăiești, să te întâlnești cu Domnul, fă-mi un semn cu mâna acolo unde ești. Vreau să te amintesc în rugăciune la final. Dacă este cineva, Dumnezeu să vă binecuvintez dacă mai este cineva care în seara asta vrea să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva. Haideți, Domnul să vă binecuvinteze, haideți să ne intrăm cu toți în rugăciune. În prima parte luăm decizii noi. În a doua parte ne rugăm pentru cei care s-au decis pentru Domnul și la final voi mulțumi eu. Ne rugăm cu toții.